Bună dimineața! M-am gândit ca astăzi să schimbăm un pic registrul cu care v-am obișnuit de obicei și să gătim ceva de post, pentru că suntem în perioada de post a Paștelui și pentru că e frumos afară și e soare, m-am gândit că astăzi la cafea aș mânca ceva dulce, așa că am zis să gătesc alături de voi o rețetă pe care eu o fac de mult, și anume un chec de post. Pentru această rețetă avem nevoie de 100 de ml de ulei vegetal, de 150 de grame de zahăr, de 500 de grame de făină, de 2-3 linguri de cacao, vom vedea exact cât avem nevoie. Eu am aici și niște vanilie, niște zahăr, niște vanilie, un bănț de vanilie, niște zahăr vanilat și un praf de copt. Și ne mai trebuie și apă minerală, cam 250 de ml. Să-mi pun șorțul de bucătar șef și să trecem la treabă. O să amestecăm, primul pas este să amestecăm uleiul, apa și zahărul ca să se topească zahărul. Deci, uleiul, apa minerală și zahărul. Amestecăm până vedem că se topește zahărul. Eu zic că ajunge. Între timp cât zahărul se topește aici, putem să preîncălzim cuptorul la 190 de grade. Ți-ai făcut lecțiile? Nu, nici măcar la școală. Așa, bine, hai, du-te la școală. Învață, fetito! Că să stați să învățați weekendul ăsta, că aveți test în săptămâna viitoare. Dar mie nu mi-ai zis că ai test. Bun, cred că arată destul de bine încât să facem pasul următor și anume să punem ușor făina, dar o să iau mixerul pentru asta. Corina, tu mi-ai băgat în cap cu strângem-o în brațe până număr la 3? Vino lângă mine, știu că vrei! Bun, hai să amestecăm asta. Voi ce cântați când gătiți sau când vă spălați sau când faceți lucruri? Mie mi intră o melodie în cap și după aceea o fredonez toată ziua. Am mai adăugat puțină apă, așa că dacă vi se pare și vouă prea dens, mai adăugați puțină apă minerală. Acum pun și praful de copt. Și cam gata. E gata. Bun. Deci asta e gata. Acum luăm un șervețel. Eu am uns deja, am pus o picătură de ulei în tavă și așa că șterg surplusul de ulei, dar cu ocazia asta și un toată tava ulei ca să nu se lipească checul. Tapetăm și cu făină. Deci am pus un pic de cu făină. Deci tapetăm și cu făină. Se prindă.
cam așa. Bun, și acum punem compoziția în tavă. Pati. Bun. Până aici. E bun. Așa. Acum punem cacao. Am lăsat cam multă compoziție pentru cacao, da. Prea mie. E ciocolată. Deci așa arată și îl băgăm la cuptor pentru 40 de minute. Arată că e gata, a crescut. Checul nostru, dacă vreți, voi puteți să-i mai puneți zahăr pudră deasupra. Eu nu-l mai încarc cu mai mult zahăr, mi-ajunge, cred că e destul de dulce. Așa că vă urez poftă bună!